Mergem un pic mai departe, oameni buni, pentru că avem doi oameni din Maramureș care au venit pe la noi să facă parte din emisiunea de astăzi, să participe și la un test. Sunt din Maramu, Maria și Mihai Nemeș. Noi au venit aici alături de noi, să-i primim. Sărut mâna și bine ați venit! Dați-mi voie să vă cuprind și să vă zic bine ați venit la noi la emisiune, doamnă! Măruță, bine te-am găsit! Bine ajută! Măruță. Și vreau să vă spunem din suflet la mulți ani, să fiți sănătoși, să ne vedem aici și peste 100. Nu am adus, o șampanie, am adus o horincă, niște pticuri de rânze, da. Pus peste o vârtealniță. Stai un pic, întotdeauna la Maramureș există amplasamentul ăsta care interiorul sticlei, deci aici ce este un? Vârtealniță. Vârtealnița aia de lână, puneai lână aici, da, nu? Care să fac. Sculul de lână pe care da, vreau să să te întreb ceva. De obicei asta nu era până aici, Pălinca? Ba da, vezi, trebuie gustat înainte de a aduce, să vezi, să te asiguri dacă e produs 100% cert. Mie îmi place că n-ai pus apă peste. No, uite, scutorul, zici tatăl nostru și încă nu se duce mărgeaua. Deci dacă zici tatăl nostru și nu se duce mărgeaua, înseamnă... Hai, Horinca, restul e febră. Restul e febră, bun. Haide să luăm un loc, vă rog mult de tot, să stăm aici. Astăzi vom face și un test, o să încercăm să ne cunoaștem și mai bine, să vă cunoască și Maramureșul mai bine. Și iată, alături de noi, acești oameni din Maramu, cum ziceam ceva mai devreme, pregătiți să răspundă la un test, să vedem cât de bine să cunosc. Ce faceți întâi de toate? Cum sunteți? Hai, Doamne, bine facem, mai ales când venim la voi și te vedem. Măruță, ești minunat, ne dai o energie bună, să toată rumână. Echipa aici e extraordinară, apoi așa simțim și noi. Și când venim la Măruță, orice ar fi, dacă întâmplăm probleme pe drum sau pe ceva, să știi că tati trec așa de bine, tu de parcă nu a fost. Să știi că e demonstrat științific și telespectatorii care se uită la noi în fiecare zi de la 3 la 5 au mai puține probleme în viața de zi cu zi, urmărind emisiunea noastră. Suntem medicament. Alifie. Și pansament câteodată. Aproc, și noi ne uităm la voi și totdeauna suntem... Să vede, nu? Ce face Maramureșul? Cum merge treaba? Vai, ce bine! Totul mere ca păroate în Maramureș. Să și nu m-ai întrebat altceva, nu m-ai întrebat cu ce am venit. Noi de data asta am venit cu murgu. Murgu. Cu murgu. Murgu. Dar lăsăm mai pe final, ca să vedeți cum merge treaba cu murgu. Murgu o să fie în videoclip, nu? În imagini, imediat mai devreme. Avem un mesaj, Ciucă, ne întreabă cineva ce servici mișto are Cristina asta voastră. Poate venea ursul peste ea în jacuzzi. Mai dragi telespectatori, colega noastră, să știți că lucrează, se plimbă peste tot, să caute, adică muncește peste tot, ca să caute imagini fabuloase. Pare că se distrează, dar nu e ușor, e muncă acolo. Cristina e la muncă, nu e ușor deloc ce face. Cum? Chiar nu e ușor deloc ce face. Păi nu e ușor ce face. Pac, intră în jacuzzi, ești din jacuzzi, e cald apa, nu e caldă. E frig. Noi glumim, dar chiar să mergi sute de kilometri nu e chiar cel mai ușor. Așa cum venim și noi. Exact. Perfect, dar voi aveți un interes. Cu mare drag. Păi venim să vă vedem, interes. Dacă aveți un interes să vă promovați, să spuneți avem o piesă nouă, noi suntem Maria și Mihai Nemeș din Maramureș și vrem să ne la cine trebuie. Asta zic. Deci nu la oricine. Facem un test înainte de toate, avem ce aici... Ce mi-ai pus acolo, ceai sau aici. Ceva? După anumită vârstă, coada șoricelului este ce ni se recomandă. Asta e tău, că altfel te înveți. Dacă... Poate tu. Deci aici avem așa, nu sau da. În funcție de... Deci ce nu sau da? Eu pun o întrebare și tu în funcție de răspuns... Dar să fie care... serioase, că mie glumele nu-mi plac. Da, fii atent. Hai să trecem. Dar vreau să răspundeți sincer. Bă, iar aceste, ce interesantă e treaba. Aceste așa. Întrebări nu au legătură cu perioada de când sunteți căsătoriți. Aceste bine. Întrebări au legătură dă-ne cu drumul. Toată viața voastră. Poate da? Ne pui ceva în adică, curcătură. Prima întrebare n-are legătură. De asta spun să nu ziceți repede piu-tiu, drace, da? No. Gândiți-vă și înainte să fiți căsătoriți, că ați fost oameni la urma urmei. Clar. Da? Întrebarea este, ați avut vreo aventură de o noapte? Mihai. Eu am făcut așa. Deci z. Ai zis că ești bărbat. 100% nu, deci nu există. Nici eu. Eu mă fac ce spune e. Păi lasă până să fie ea. Amiță, tu ești bărbat, da, nu, nu am avut, n-am avut nici eu. Am fost mă prostit, ai văzut Măruță. Eu cred că a avut, că doar e bărbat și eu fă bărbat fain că l-am luat și bărbat fain și ziua de astăzi. Ce să mai... Adică a zis da. Să zici da, că dacă ceai nu, păreai că ești pămpălău, adică fii cum bărbat, să nu ai fi avut tu. Fii muiare, ce Dumnezeu. Ai auzit așa ai zis. Adică... Să fiu sincer, am avut mult mai multe decât una. Stai un pic că trebuie să mă reabilitez acum. Chiar mai multe. Mult mai multe. Bun, hai să mergem mai departe, deci ați văzut cum stau lucrurile, da? Da sau nu, mi-a mințit partenerul, partenera în ultima săptămână? Mai zice că tata n-a mi se pare să fie așa cum spunea. I-a zis, da? Nu te-am mințit, eu te-am sfădit dacă am avut ceva, dar e mință, nu te mint. Uite, el a zis, nu, tu ai zis că l-ai mai mințit? Eu cred că da, eu mințesc așa când e vorba de... Ui, să-mi pun microfonul. Eu îl mint, și îl mint frumos. Mintea mă frumos.
Eu îl mint cu anumite... Mi-a zis nimeni mesaj acasă că vine curierul, ce ți-ai comandat? Nu, eu pentru Mihaela. Măruțe, și cum sunt eu, decât să am dreptate, e mai bine să am liniște în familie. Așa, așa ce... că, perfect. Bun. Luați aminte vorba asta. Să mergem mai departe. Au fost momente când nu am vrut să-i răspund intenționat partenerului la telefon. Nu i-am răspuns că n-am putut. Sau el făcea ceva, sau avea o treabă. El n-a răspuns intenționat. Dar el poate că... Nu, când mă nervează și ne certăm, că eu atunci mă sună, insistă să mă sună, nu îi răspund nici de-a dracu. Eu atunci insist mai tare. No, mai bine n-ai vizit. Tu ești băiat istere decât să faci ceartă sau asta mai bine. Dar ce am spus eu din ori? Decât să am dreptate, mai bine să am liniște. Da. Corect, bun. Mergem mai departe. Îmi place, vă completați foarte bine până acum. Vreau să mergem pe aceeași sinceritate maximă și să-mi spuneți dacă în ultima lună v-ați uitat la filme pentru adulți. Eu nu. Păi, nu suntem noi adulți, adică la ce se uită la filme? Da. Nu mai, cum? Mai Măruță, nu mă face că să asumă. Nu. Da, dar nu. Să știi că de la o vreme eu i-aș recomanda. Ce face asta? Adică? Să mai schimbăm registrul un pic. Nu? Să suntem oameni de o mie. Pentru că Măruță, e curajos. Măruță, stați un pic. Da. Noi, la început, nu am cântat așa bine și profesional ca și acum. Deci ăsta e farmicul să evaluezi. Adică să nu rămâi tot să te plafonezi numai la un adică nivel. Adică tu, practic, îți trebuie experiență. Adică... 100%. Exact. 100%. Nu știu de ce am impresia, dacă puneam întrebarea, în ultimele 6 luni v-ați uitat la filme pentru adulți? Era aceeași la mine. La tine? Nu știu dacă... Măruță, pe mine dacă mă întreb... Hai că spun acum. Pe mine dacă mă întreb, te-ai uitat vreodată în viață la așa ceva? Și spuneam nu. Sincer, dar și zice că îi le traduc eu. Îi le traduc eu, oameni. Bun, să mergem mai departe. Dar sincer să mergem, iată, familia Nemes, mai sinceră ca niciodată la noi la emisiune, Ciucă. Am șters mesaje din telefon să nu le vadă partenerul, da sau nu? Nu te uita... Da, păi trebuie să răspunzi. Da, eu răspund, că și eu nici. Nu, fă așa. Ascultă-mă că e mai bine. Așa, da, cu comenzi. Comenzi, fac comenzi online. Auzi, o invitație la un restaurant, tot o comandă este, nu? Da, ce nebun ești, doamne Verca. Mamă, deci... Ai prins de astea? Nu, am prins, dar bănuiesc. Nu, nici tot, colegi din Breaslă? Nu, că ea știu că eu trag bine cu armă și nu se joacă. Aviz celorlalți. Ce trag, ești o femeie frumoasă, ți-a dat cineva invitație la o frumoasă. Cafea? Nu, Măruca, n-am treabă cu invitații la cafea, deci dacă e cineva mi-o face direct. Doamnă, bem și noi o cafea sau când ne vinem și noi la o cafea? Mare curaj trebuie să aibă acela. Dar am știers, e adevărat. Mă știer de astea, cred că am treabă cu shopping-ul ăsta. Mergem mai departe și să fim sinceri. Am șters așa, am verificat telefonul partenerului pe ascuns, da sau nu? E treabă, dar... Ce e sinceritate maximă, ți-am zis, Măruță, că suntem... Ce trebuie? Da, păi mai verifică, mai vine ceva. N-ai ce fac. Dar noi nici nu avem coduri pe telefon niciun, adică îl putem verifica. N-aveți codul, păi și dacă vă fură cineva telefonul? Nu mă interesează. Păi mai bine pui cod și îl știe ea codul. Nu, noi codurile la cardurile știm, dar la telefon. Și la telefon ai cod? Nu, nici eu. Nu, Măruță, noi suntem de seama. Maria și Mihai Nemes, Gorin Ciubăr. Se întâmplă de multe ori să plec cu treabă undeva și îmi las telefonul, uite, efectiv, telefonul acasă. Sau îl las în casă și eu sunt afară la lucru și nu mă ascund sau ia de mine. Și ne sună lumea pentru eveniment. Eu răspund la ei, el al meu și nu e. Foarte frumos. Noroc. Mergem mai departe și să vedem. Aici e tare întrebarea asta. Hai să mă pregătesc. Familia Nemes trebuie să răspundă corect. Maria și Mihai. Ai existat moment când ți-ai bârfit soacra? Eu nu, că dacă am ceva îi spun în față. Dar eu nu am mai soacra, din păcate, soacra, Dumnezeu să era, gândit, și când era, nu prea aveam... Soacra mea și mult mai în vârstă, știi vorba aia, capa sfințită, nici mă ajută, nici mă încurcă. Adică noi ne-am respectat, dar și n-am avut prea multe... N-am capa sfințită te ajută. Așa și soacra acolo. Păi mă ajută și pe mine, că nimeni mi-a dat un băiat fain, frumos, tânăr, deștept, e vremea acasă. Să știi că perfect, astăzi nu mai oprim la magazine să mai facem cumpărături direct acasă. Auzi, îmi voie să fac aici. Da, 100%, cunosc. Să mergem mai departe. Ia să vedem, am făcut plăți cu cardul partenerului fără să știe? Eu da. Ce v-am spus eu? Și după aia v-am spus. Păi da, acum am și ajutor. Știi că mă ajută Mihaela. Mami, ajută-mă, că eu nu mă nici descurc pe bine, să știi.
Nu sunt grozavă cu tehnologia. Și Mihaela Tiru, mami, am datele lui tati salvate. Dar Măruță, să știi că eu mi-am asumat această sarcină. În cât am dat pinul de la carduri, nu, nu-i stres. Deci tu, practic, ai înțeles de la început că trebuie să predai armele. 100%. Nu. Două fete în casă, ce vrei să facă? Mie ție ți-o cam sărit rândul. Nie? Da, cum? Cam în ultima vreme am văzut că te zici. Pentru tine nu, dacă trece ceva pentru Mihaela, bine, dacă nu, gata. Păi da, ea e viitorul. De cât sunteți căsătoriți? 20 de ani. Ah, mulți înainte. Mulțumim. 20 de ani. Tu te zici că a fost ieri. Câți ani aveți când v-ați căsătorit? Eu avem 19. Tânăr, 21. Cum tu să zici asta? Așa se zice la noi. Băi, dar tânără, ce prostie. Ai ceva de zis, Mihai, în apărarea ta? Ar fi zis el, mă prostie de tânăr. Dar e faină, nu? De 20 o de ani. O lasă să bucure. Și cum e acum, după 20 de ani, căsătoria? Adică nu știu, cred că a devenit așa ca o dependență la noi, pentru că suntem mereu împreună și indiferent ce avem de făcut, nu putem unul fără altul, știi? Adică și mici cumpărături, nu știu, așa, dacă pentru casă sau ceva, eu nu-mi vine să mă duc în oraș să le cumpăr. Stai tu să aduc un șervețel, că l-au trecut apele. Adă un șervețel. A crezut că mai sunt întrebări și l-au trecut. Nu, a crezut că mai sunt întrebări și l-au trecut apele. Mulțumesc. Deci păi, suntem foarte bine, mulțumim Domnului. Suntem... De 20 de ani, deci tu aveai 19 ani, el 21. Da. Și practic, deci tu ai acum... 30 și... Eu în decembrie face... mă sărbătoresc. Ce tineri sunteți, bravo. Mulțumim. Frumos. Da, acum 20 de ani cum am fost. Și tot așa, treabă. Dar cum să nu mă aduc aminte? Parcă eu când ești că-s mai bine am lucrat atunci. Cum? Eu sunt mai bine acum ca atunci. Normal, mai multă... Mai înțeleaptă un pic. Mai multă înțelepciune. Numai eu știu cât am muncit. Încă, uite, vreau să vă citesc și un mesaj de la telespectatorii noștri care se uită la emisiune și să știi că nu este singurul mesaj, sunt mai multe mesaje în sensul ăsta. Vai ce-mi place de soții Nemeș, vă pupăm din Spania. Mulțumim, vă salutăm. Vă mulțumim că ne sunteți aproape și că ne susțineți. Foarte frumos. Bă, mă bucur mult de tot. Ciucă, iată-mă pisicile alea care vor să vină la noi la emisiune. L-ai văzut pe nu. WhatsApp de la telespectatori? Ia, stai să vedem. Mamă, eu nu cred că pisicile astea sunt reale. Cred că uite-te ce frumoase sunt. Hai că le arătăm telespectatorilor. Le-ai găsit, Radu? Nu, trimite-o încă o dată poza. Telespectatorii noștri ne-au trimis niște poze cu pisicile care se uită la emisiunea noastră. Am găsit alte pisici pe un scaun. N-ai cum, deci par de revistă, așa l-ai văzut? Trimite-le pe grup, te rog. Le trimit pe grup, dar vrem să întrebăm. De vânzare? Da, nu, da. Par prea de revistă, așa, adică... Dar cred că sunt cineva acasă. Deci nu numai femeile să se photoshopeze măruță și pisicile până la urmă. Stai puțin să le salvezi. Foarte tari, foarte tari soțul Nemeș. Ți-am zis că ești cel mai tare, nu mă crezi. De asta foarte tare, da. Deci amândoi aveți foarte multe mesaje, lumea vă iubește și vă place, sunteți foarte tari. Mulțumim, mulțumim. Așa suntem noi naturali și... Mamă, trebuie să facem un concurs cu Maramureș, aici familia Nemeș, aici familia Rednic, pentru că și lupul e cu Cornelia. Eu accept provocarea. Eu accept provocarea, după cum. O provocare, maxim. Nu știu, de bancuri. Cine spune bancul? Cine spune bancul? Aici la bancuri nu e lupul, că e... Cine gătește mai repede, pac, mai bine. Aici cred că Mihăiță. Și Cornelia e mare găzdoaie. Ce să? Mare? Găzdoaie. Găzdoaie de la... Perfect. Foarte frumos. Sau, uite, să facem așa. Pac, duelul maramureșenilor. Uite pisicile. Ia, Ciucă. Uite-le-am. Și pisicile. Uite-mă, deci n-ai cum. Nu știu, mi se pare ochii că... Ochii cam portocalii. Băi, nene, mă, sunt adevărate. Nu știu ce se zic. Doamna, sunt adevărate, dați-ne mesaj înapoi și spuneți-ne cât costă una. Un filmuleț cu ele. Capul meu cum arată. Ia, mai ai și pe cealaltă că... Nu le-am salvat pe celălalt. Da, frumoase, rău de tot, bravo. Bun, oameni buni, hai să ne cântați, vă. Hai să vă cântăm, ia mă-nșau, murgule. Piesă nouă, în premiere la tine. Dar ce înseamnă asta, ia mă-nșau, murgule? Adică ce să înțeleagă... Măruță, știi că noi avem prieteni mulți care sunt iubitori de cai. Și în principiu am făcut piesa pentru ei. Dar văzând că o prins atât de bine, am zis... Îi facem și videoclip, îi dăm drumul. Nu, dar la un moment dat ai și o altă, alt înțeles piesa asta. Murgul e singurul care te înțelege și te duce acolo unde ți-i gândul. Și cum trebuie te duce. Cum trebuie. Sara și dimineața. Sara perfect. Și dimineața. Maria și Mihai Nemeș, oameni buni, puteți să-i găsiți pe Facebook, puteți să-i găsiți pe YouTube, pe Instagram, pe TikTok și puteți să-i găsiți la ea acasă în Maramureș.